Este pentru prima oară când poliția locală a făcut un control la nivelul administrației piețelor în ultimii 7 ani, astfel încât în acest moment am analizat datele oferite de poliția locală, concluziile la care aceștia au ajuns și nu facem altceva decât să punem în aplicare dispoziția de demolare emisă de poliția locală sector 4. Și cum s-ar explica acest control? Cum s-ar explica acest control? După este normal. După 7 ani, mă repet. Și de ce în 7 ani s-a mai întâmplat? Da. Nu am cum să vă răspund la această întrebare. Nu pot să fac o asemenea afirmație. Este un lucru pe care l-am constatat și nu fac altceva decât să aplic 100% prevederile legale. Cei care funcționau aici sunt relocați în altă parte? Bineînțeles, sunt două categorii de oameni la care ne-am gândit. În primul rând ne gândim la cetățenii sectorului 4, pentru că aceasta este o zonă tranzitată de un număr foarte mare de cetățeni și ca atare condițiile în care aceștia își desfășoară viața reprezintă o prioritate și pe de altă parte sunt comercianții care s-au găsit în această situație și împreună cu dânsii vedeți că față de luna trecută în care ne-am confruntat cu niște proteste deosebit de neplăcute, în acest moment oamenii au înțeles că legea trebuie aplicată. De asemenea, beneficiază de tot sprijinul nostru și eu estimez că în maxim o lună vor fi relocați, li se vor amenaja în spații corecte, legale, zone în care pot să-și vândă marfa. Câte spații vor fi demolate astăzi? Sunt în total 38 de spații, da? Ele sunt... De ce se vindea? Între anumite spații se vindea ouă, după cum vedeți, în spatele nostru avem resturi. Pe partea cealaltă se vindeau articole de pescuit, se vindeau mase plastice, diverse articole. Nu exista doar un singur tip de produse. Ce o să facem? Avem o hală pe care o vom amenaja. În interiorul pieței probabil că îi vom reloca pe cei care vând ouă, vor avea vitrine frigorifice, vor avea condiții normale, atât dânsii de vândut, cât și cetățenii care cumpără astfel de produse. Iar pentru cei care vindeau articole de pescuit, vom amenaja special spațiile. Noi ne-am întâlnit inclusiv ieri cu comercianții și împreună am stabilit inclusiv calendarul în care vom face acest transfer. Domnule primar, dar nu aveau autorizații de construcție aceste spații? Nu aveau autorizații de construcție aceste spații, niciunul. Autorizațiile de funcționare cum le-au primit dacă nu aveau autorizații de construcție? Cine dă aceste autorizații? V-am spus următorul lucru. Mai multe aspecte sunt în cercetare, nu pot să vă răspund decât instituțional. Iar concluziile pe care le vom avea în urma investigațiilor noastre, vi le voi prezenta. Repet, este firesc să discutăm doar instituțional, să nu vă ofer prezumții. Cert este în momentul acesta că avem niște spații care nu au fost autorizate și ca atare am întreprins această operațiune. Cine se ocupă din primărie de aceasta? E o anchetă? E o comisie? Avem o comisie, avem corpul de control care este la nivelul direcției piețelor. Vom avea un raport și cu certitudine vi-l vom prezenta, pentru că așa este firesc. Vor fi trași la răspundere cei care au dat aceste autorizații? Bineînțeles, bineînțeles. Ce se întâmplă, vor fi realocați, așa cum v-a explicat și primarul sectorului 4 București. Acum identificăm, găsim soluții și lucrăm la ele, tocmai pentru
a venit în sprijinul celor care și-au desfășurat până acum activitățile comerciale. Să funcționeze situația asta? Din păcate, eu sunt un director general numit de 5 zile, nu pot să vă spun la acest moment, nu pot să vă dau un comunicat oficial și noi analizăm cum s-a putut ajunge ca direcția pe care o conduc să fie la acest moment în această situație. Este cert că trebuie să ne supunem dispozițiilor legale. Nimeni nu este mai presus de lege, ca atare nici instituția pe care eu o conduc. Ne supunem măsurilor legale luate și... Doamna director, dar nu există o situație în cadrul instituției pe care o conduceți? Nu v-a dat nimeni niciun răspuns? Am primit informații, tocmai de asta sunt astăzi aici prezentă. Vom evalua, vom analiza, vom controla, iar persoanele responsabile cu siguranță vor răspunde. Cât ar putea să dureze acest control? Nu pot să vă spun acum, se constituie comisia, se analizează. Ceva concret la acest moment, având în vedere timpul scurt pe care l-am avut pentru a analiza, nu pot să vă dau la acest moment. Cu această funcție, ce funcție ați ocupat? Am fost avocat în Baroul București. Sunteți de 5 zile în administrația locală? Da, de 5 zile în administrația locală, dar sunt la bază jurist. Și care este misiunea dumneavoastră? În primul rând, misiunea mea este să fac demersuri pentru ca instituția să respecte prevederile legale, să intrăm în legalitate acolo unde vom constata că nu s-au respectat prevederile legale, de asemenea să o eficientizăm, având în vedere că ne autofinanțăm și să o facem cât mai productivă. Spuneați că sunteți jurist. Și bineînțeles să modernizăm, în același timp să oferim locuitorilor sectorului 4 condiții demne de a-și face cumpărăturile și ceilalți de a-și desfășura activitățile. Ce sancțiuni riscă cei care ar putea fi găsiți vinovați dacă s-au încălcat legea? În funcție de ce vom găsi și de încadrarea care se va da de autoritățile special abilitate în acest sens, se vor stabili și sancțiunile. Doamna director, ei au putut să obțină autorizații de funcționare dacă nu aveau autorizații de construcție? V-am spus, la acest moment, aceste construcții nu au autorizație legal emisă, da? Ca atare, situația este că suntem în situația dată. Nu pot să vă răspund. Corre,